Yo, salutare oameni buni și buni, bine v-am regăsit la un nou episod din seria mea la The Forest. Nu uitați să apăsați butonașul de like să strângem cât mai multe like-uri la acest episod. Și de asemenea nu uitați să vă abonați apăsând pe clopoțel pentru a vedea cele mai noi episoade din seriile voastre preferate. Hai sus, in. Pentru că mai vreau să iau de medicamente. Wait, doar atât am? Jesus Christi. Am foarte puține. Din fericire am reușit să termin și căbănuța din exterior, deci o să mergem acum la ea și o să-i facem un zid de protecție, dar de piatră, pentru că nu am făcut până acum ziduri de protecție de piatră. Și am mai făcut un zipline off camera, ca să nu mai stăm să farmăm anumite chestii în timpul episodului, pentru că nu mai e așa fun ca la început. Face și noi alte chestii. De asemenea trebuie să terminăm și drumul de aici. Pune? Mai pot să pun pietre în saniuță? Wow. Sunt surprins. Ok. Hai aici. Am pus cărița. E bine. Trăm pe aici frumos. Hai să scap de buturuga asta totuși, care arată nașpa. Și intrăm aici, putem să salvăm lejerea, nu unui problemă de război. Acum, hai să facem un micuț zid de protecție. De naiba o fi, să mă uit eu pe aici. Uite, aici avem rock wall. O să-l faci mai mare? În fine, deocamdată atât. Oare poți să-l duci și în sus? N-am idee. Dar oricum arată foarte cool așa. O să facem eventual o poartă acolo. Nice. E ce trebuie. Asta aici. Și cam aici o să se oprească zidul nostru, pentru că vreau să pun un fel de poartă acolo sau, mă rog, vedem noi ce mai facem cu designul. Partea nasoală e că sunt multe pietre de pus aici. Asta o grămadă. Dacă reușim noi să facem un episodul de astăzi toată treaba asta, dar încercăm acolo să punem cât mai multe. Vedem cum iese. Mai încurcăm canibalii. Ar fi fain să crească un copac aici. Și înăuntru la fel, ar trebui să las un copac să crească. Să pot să fac 3 zipline, mama, ar fi genial. Cred că asta o să fac. Mi-aduc aminte, sper să nu uit. Caz că uit, scrieți voi în comentarii. Asta e, oh my god, deja s-a terminat. Trebuie să partea bună, totuși putem să ne întoarcem cu Sania înăuntru și știu că avem o grămadă de pietre strânse, ceea ce e super. Sau chiar și pe drum. Dacă e. Știu că pietrele se spamează mult. Oh my god, de ce îmi pune lemne? Nu! Pietre, frate, pietre. Asta mă interesează. Exact, strângem pe aici tot ce avem nevoie. După aceea ne întoarcem să mai continuăm puțin la zid. Deși parcă sincer aș vrea să continui și aici drumul. Și oricum trebuie făcut treaba asta. Hai mă. Let's go. Dacă nu mă înșel, mai am eu niște pietre aici, exact. Hai să vedem, se face full? S-ar putea să nu se facă full, oh doamne. Cred că am făcut o grămadă de serii, dar de The Forest 3, 4, dar niciuna n-am construit atât de mult ca în asta. Și e un lucru bun. Destul de mândru de mine că în sfârșit am putut și să fac o serie ca lumea. O serie de The Forest ca la carte și să construiesc o mulțime de chestii.
de ajutor și să arate și bine totul. Dar încă nu am terminat acoperișul. Oh my god. Durează foarte mult. Nu mai intră în inventar. Era frumos, dom. Mamă, uitați-vă câte pietre intră pentru fiecare zid. Este incredibil. Mai terminat încă unul totuși. Ne ajută foarte mult pentru că o să punem și foc pe lângă și nu o să se atingă niciun canibal de locul ăsta al nostru. Să fie paradis. Și eventual aș putea să las copacul ăsta să crească. Sau... da, cred că ăsta ar fi ok. Nu e nicio problemă. Asta e mai mult o cabană așa, la panoramă. Că oricum zidurile noastre o să continue. Așa. Bun. Perfect. Hai înapoi. Da, sunt multe pietre. Nici nu știu ce să fac. Uai. Ce se întâmplă acolo, nene? Am pus și câteva capcane noi, dar nu știu că e de ajuns. Hai mă, pe bune, îl ratez în halul ăsta. Hai, vină înapoi. Nu știu să fac jucuri. N-ai mă cum să dai cu el. Hai. Folosesc katana, hai. Extra damage la ficat. Îl stau la papacioc, e papagal. M-a pălit. N-a căzut al naibii pe jos. Ia-o pe asta. A meritat. Luat-o în cârcă. Nu cred că Tana are foarte multă viteză. Să vedem dacă putem să ne craftăm repede un medicament din ăsta, natural. Oh. Moare unul de sete. Hai, bea niște apă de baltă repede și are și niște pești în ea. Super tare. Hai mă. Ce se petrece? Gata? Bun. Unde rămăsăsem? A, da. Cu pietrele astea. Mă, păi dacă se găsesc așa de ușor, nici nu mai merită să vin cu Sania. Sau... e ceva... merită. Am zis cumva se merită? Nu, se merită, nu e corect. Nu este corect gramaticălește. Multă lume face greșeala asta. Ok, off topic, off topic, dar... trebuia să o zic, trebuia să mă flexez. Unde naiba am pus eu Sania, bro? Nu spui că am pus-o înăuntru. A, uite-o. Nice. Uite aici, piatră fără număr. Avem o grămadă. Putem să și dormim. Am investit o grămadă de timp în căbănuța aia. Dar a fost worth pentru că e plictisitor să dai lemne în episoade, sincer. Mai bine mă bat cu canibale. Mai trebuie foculețe. Focuri. Bă, măcar să apuc să termin zidul ăsta de apărare. Și drumul de piatră din fața porții. Atât vreau. Tot ce îmi doresc. It ain't much, but it's honest work. Și da, uite, chiar găsești pietre peste tot. Nu e prea complicat.
De asemenea, hai să prind și focul, să se vadă bine, pentru că au observat că nu mereu fac asta și e de ajutor să se vadă bine pe episod, să fie lumină. Vedeți și voi ce fac pe aici. Bine, nu e întuneric beznă, nu e ca și cum nu vedeți deloc, dar... Aia e ca la orice click, trebuie să fie cât mai bun. Așa trebuie ca YouTuber să faci asta. Ah, wow, deștept la faza asta, n-am ce zice. 9000 IQ. Da, mă, uite că sunt pietre super aproape. Hai să terminăm pe partea asta ca să știu să nu mă mai complic. Mă duc degeaba. Ok, bun. Nici nu știu care e limita. 5 pietricele de-astea? Abar n-am. Dar oricum. E jale. Hai să mai găsim. Oricum se spawnează mereu pietre, deci de pietre chiar sunt... fericit destul aici. Copaci în schimb nu prea, mai greu cu copacii din păcate, nu știu ce naiba, nu mai cresc deloc, înainte creșteau. Oh, uite, am prins un iepuric acolo. Care? Trebuie să-l ducem la bază imediat. Renași zidul ăsta. Hai mă, băgăm un somnic. Eu zic că mereu un somnic. Hai. N-are rost să salvez că n-am de ce. E irrelevant. Aș putea să fac o poartă custom. Mă mai gândesc. Timp avem cât de cât. Oh, am uitat de copac. Nu. Mamă, și crescuse perfect aici. Asta e. Mai crește, nu-i problemă. Faza e că înăuntru poate creșteau dacă îi lăsam eu, dar înăuntru bazei principale nu vreau să crească niciun copac. E nașpa. Mereu am tăiat lemne. Plus că acolo chiar cresc mereu și ai o sursă rapidă și infinită de bețe din astea mici și poți să faci multe lucruri epice cu ele. Practic toate construcțiile cer lemne de la mici. Deci da. De asta a rămas așa. Hai mă, cât naiba mai e. Am luat tot de aici. Ar mai fi și în partea aia, dar lasă. No stress. Și aici. A, păi aproape am terminat, e perfect. Nice. Perfect. Bine, culmea e faptul că am pus ziduri cam pe unde nu trebuia. Dar oricum trebuia să pun și aici. Deci nu mă deranjează. Pentru că dacă vin vecinii noștri canibali, nu o să vină din partea asta, că aici e baza. Vin din partea aia. Dar mă mai gândesc eu ce să pun. Și v-am zis, oricum am nevoie de poartă în față, ca să intrăm și noi. Așa, nice. Dar asta, cum v-am zis, off-camera. Omul nostru a rămas fără energie, dar nu-i problemă, pentru că am aici o sursă foarte șmecheră de fructe de pădure. O, da. De toate. E cam bătea foamea la geam la caracterul nostru. Caracterului nostru, pardon. Să învățăm română cu fratele vostru. Wow. Destul de tentant să vânesc câțiva iepuri. Poate chiar fac asta acum. Ai puțin, aproape am rezolvat. Și ăsta și ultimul. Mamă, cum pleci, cum se spawnează iarăși. E genial. Hai, sunt două. Trei aici și... cam multe acolo.
Dar nu, nu, nu merită, nu merită să, să te plimbi cu Sania. Ia prea multe, cât n-ai baia, 20 și să faci și drumuri lungi, nu e worth. Nu e worth deloc. Asta este zipline-ul de care vă ziceam, l-am pus în partea aia pentru că acolo chiar sunt multe lemne și vreau să defrișez tot. Cum o să crească la loc. Cum o să crească și în partea cealaltă. Deci da, e super fain. Gata, mă. Am rezolvat problema în sfârșit. Nice. Bun, ăsta este zidul. Și să mă gândesc eu ce să pun aici. Să pun... Vai, n-am idee. Bone fence. Stai așa, dacă fac eu o șmecherie aici. Nu merge să faci poartă? De ce, dău? Parcă mi-aduc aminte că merge să faci poartă. Oh, wow! Mișto rău de tot asta. Asta e o fortificație pe care putem să o facem mai încolo. Nu. Deci, vreau să încerc ceva. O bune că nu merge? Am vreau să fac poartă din aia normală. Hai să mă uit ce mai am pe aici. Aici n-are treabă, aici la fel. Stick fence, aici. Aici ar fi fost. Mai încerc o dată să mă uit. Stick. Și dacă am vrea să facem altfel. Bone frame n-are treabă. Imediat. Aici asta este pentru poarta din aia. Și da, cam atât. Interesant, interesant. Ok, bro. Facem pasta așa. E ok. Și să continuăm cu zidul de piatră. Poți să mă lași, te rog? Lasă-mă puțin. Termin și aici. Nebunia asta. Ok? Nice. Perfect. Asta o facem off camera. N-are rost să continuăm acum. Pentru că trebuie să-mi iau Sania sau Roava, sau cum vreți voi să zicem. Și să plec. Și by the way, nu pot să vin cu nimic aici. Trebuie să o ocolesc chiar. Și aici pur și simplu o să facem chestii simple, degele. Așa. Pe drum, hai să luăm toți bolovanii pe care îi găsim, toate pietrele pe care le... Pentru că v-am zis, vreau să termin drumul acela. Și în partea asta, unde vreau să fac drumul, e mult mai ok. E mult mai șmecher. Așa. E mult mai șmecher pentru că nu am așa multe capcane și nici dinamit piatra în fața porții ca să mă blochez de fiecare dată când intru în bază. Deci chiar țin la intrarea asta. E mișto. E mișteaux. Chiar nu se mai poate lua nimic? Hai, mă. Urât mai faceți, mă, la foame. Vă dau eu, frate. Stați așa. Nu-i bai. Uei, dar de ce fac în halul ăsta? S-a blocat în... S-a blocat în capcana mea? Ok. Eu nu mă plâng. Poți să rămâi acolo, frate. Poți să te bronzezi la ploaie, la ce vrei tu.
Gata? Am reușit? Nice. Also, am observat că focul ăsta de aici, gen focul de tabără sau nu știu cum să-i zic, e foarte, foarte bun împotriva canibalilor. Te ajută foarte mult defensiv vorbind. Și e blanau. Chiar e fain. Aici mai am eu câteva lemne pe care o să le folosesc să termin construcțiile astea pe care le-am început. Nice. Și asta. Și cam atât, nu? Mai pun un foc de tabără acolo. Mai continui puțin aici. Mai cobesc. Clar e nevoie de așa ceva. Îmi place că nu peste tot le-am pus așa apropiate de zid, pentru că oricum trebuie să facem reinforce. Știți voi? Cum am făcut data trecută și cum o să fac în fiecare episod, de fapt. Hai să lăsăm asta aici deocamdată. Mă, cine mi-a făcut bricheta? E irrelevant. Mai am nevoie de bricheta acum. E zi! Ce naiba? Te-ai pocăit? Gata. Ok. Hit poarta după mine. Cratiță. La cratiță cu noi. Ia. Mamă. S-au făcut fructe din nou, dar vreau să umblu la ele deocamdată. Deci la aloe asta. Uite, crește și în grădină și pe lângă. De toate. Măi, frate. Imediat. Unde este reinforce-ul ăla? Să facem zidurile mai puternice, mai epice. Unde e, mă? Că trebuie să fie pe aici. Bă, bune, că trebuie să fie aici. Uite-le. Da, am și uitat. Bun, aici lejereanu. 10 și câteva pietre. Dar dacă nu mă înșel, eu am o sanie plină cu pețe. Da, uite aici. Și am o grămadă, frate. Cred că am minim 40. Fără mișto. Uite. Și am atins maximum. Deci cam 40, cred că intră acolo. Frumos! Elegant, cât de cât. Ne ajută. Ne ajută destul de mult. Așa, sper că episodul ăsta nu s-a auzit prea tare, pentru că am uitat eu să modific puțin setările de la audio, de la microfon, de la audio, gen audio, normal, sunetul jocului. Oh, doamne. Vrea să fie parte în parte cu mine la final de episod, mă, cineva. Aaaa, te urăsc. A zăzut ce m-a pus să fac. Ură din partea lui. Hai să punem astea repede și să terminăm episodul. Let's go! A, dar stai, mă! De ce mă grăbeam? Oh my god, se uită la mine. Deci poarta e acolo, deci aici merge, da? Bun. Nice. Mai avem nevoie doar de pietre. Pe care le voi lua de aici. Hai. Încă puțin, încă 6. Bun. Și cam atât. Vom lăsa canibalii în pace, că n-am chef de scandal.
Sunt curios să văd cum a ieșit episodul. Sper că s-a auzit ok. La limită. Teoretic n-ar trebui să fie prea nasol, pentru că The Forest nu are efecte din astea super wow, explozii nebuni. Dar na, nu pot să știu niciodată. Bine că am văzut la timp și mai vreau să mai postez și alte episoade. Bun, păi cam asta a fost cu episodul de astăzi, fraților, sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, comment, share și subscribe și noi ne auzim data viitoare. Până atunci, toate ce bune, pa, pa!